A tuturor. Astăzi venim cu o informație actualizată în contextul situației epidemiologice din Republica Moldova. Vreau să mulțumesc tuturor concetățenilor care ne urmăresc și care, de fapt, se informează din sursele oficiale. Vreau să vă zic că sunt onorată astăzi pentru că o avem pe doamna Stella Gheorghiță, care este expertul OMS în epidemiologie și nu în zadar este prezentă la acest briefing, pentru că o să vină cu un mesaj explicativ către populația Republicii Moldova în contextul infecției COVID, cum se manifestă grupurile de risc și, în general, o relatare vis-a-vis de aspectele de protecție și de prevenire a răspândirii infecției COVID pe teritoriul Republicii Moldova. Infecția cu noul tip de coronavirus a primit o răspândire globală, deci majoritatea țărilor de pe glob înregistrează această boală. Și această boală, de fapt, a trecut în fază de pandemie, care reprezintă înregistrarea cazurilor în majoritatea țărilor de pe glob. Și un moment important atunci când vorbim despre pandemie este faptul că noi, cetățeni, nu avem imunitate la acest virus. Ce înseamnă asta? Că virusul, când nimerește în organismul nostru, se multiplică și perioada de la momentul pătrunderii virusului în organism până la apariția semnelor clinice de boală durează, perioada numită perioada de incubație, durează 14 zile în cazul infecției cu coronavirus. Deci noi am putea în această perioadă să nu avem semne clinice, dar suntem surse de infecții pentru membrii familiei noastre, pentru persoanele pe care le întâlnim. De aceea se recomandă ca să avem responsabilitatea de a păstra această distanță socială, pentru că virusul se transmite, așa cum am vorbit și anterior, prin picături, atunci când strănutăm, atunci când tușim, și prin contact, atunci când am contaminat mâinile și ulterior virusul se introduce în organismul nostru prin intermediul mucoaselor, gura, nas, ochi. De aceea este important ca să respectăm în primul rând distanța socială. Ce înseamnă asta? Să stăm acasă, pentru că asta permite ca să prevenim transmiterea virusului, să rupem acest lanț. Să spălăm mâinile cât mai frecvent, pentru că asta ne ajută să evităm transmiterea virusului de pe mâinile murdare, să introducem acest virus în organismul nostru. Și desigur că să monitorizăm starea de sănătate este un lucru critic și atunci când avem această situație, când am avut contact cu persoane bolnave sau când am fost în călătorie ultimele 14 zile, este strict necesar să ne autoizolăm acasă și de membrii familiei pentru ca să evităm transmiterea acestui virus membrilor familiei noastre. De aceea este apelul către noi toți, este momentul să schimbăm obiceiurile noastre, să regândim încă o dată la comportament și să stăm acasă, să respectăm regulile și să evităm să transmitem această boală. Putem opri transmiterea împreună, fiind solidari și responsabili. Doamna Stella, noi vă mulțumim foarte mult pentru informația care este livrată și vreau să mulțumesc în general Organizației Mondiale a Sănătății pentru tot suportul și toată expertiza care este oferită Republicii Moldova și care, de fapt, vreau să menționez pe parcursul la mai multe săptămâni, participă la ședințele punctului focal și ne ghidează în toate acțiunile pe care le realizăm. Acum aș vrea să vin cu actualizarea informației la zi în contextul situației din Republica Moldova. Avem confirmate 36 de cazuri de infecție cu COVID-19. Dacă e să mă refer la distribuția pe vârstă, 0-9 ani un caz, 10-19 ani 2 cazuri, 20-29 de ani 4 cazuri, 30-39 de ani 7 cazuri, 40-49 de ani 5 cazuri, 50-59 de ani 8 cazuri, 60-69 ani 9 cazuri. Dacă să mă refer la cazurile de import, avem 21 de cazuri de import, Italia, Franța, Marea Britanie, Cehia și Elveția, și avem 12 cazuri de transmitere locală. Totodată
vreau să vă aduc la cunoștință care este starea de sănătate a pacienților, și anume la Spitalul de boli infecțioase Toma Ciorba avem spitalizate 31 de persoane cu diagnosticul COVID-19 și 3 sunt în stare gravă, 2 cazuri stare satisfăcătoare și 2 cazuri evoluție stare medie. La Spitalul de boli contagioase pentru copii avem internate la moment 2 persoane, 2 copilași și avem o evoluție stare medie. Totodată, la Spitalul Clinic Republican rămâne a fi internată o persoană și starea de sănătate acesteia este satisfăcătoare. Ieri s-a menționat despre primul test de verificare care a fost realizat de către Agenția Națională Sănătate Publică și care este negativ. Suntem în așteptarea celui de-al doilea test și în cazul în care acesta va fi negativ, în mod obligatoriu vreau să menționez că persoana va fi externată și ne bucurăm în cazul respectiv pentru succesul sistemului de sănătate, pentru că și starea acestei doamne era extrem de gravă și medicii, vreau să menționez, erau rezervați vis-a-vis de prognoza îmbunătățirii stării de sănătate a acesteia. Totodată, pe parcursul zilei de ieri, de către organele de poliție, în colaborare cu asistența medicală primară, au fost monitorizate persoanele care se aflau în regim de autoizolare la domiciliu și această monitorizare s-a realizat în privința la 2149 de persoane. Tot ieri au fost aplicate sancțiuni contravenționale pentru 6 persoane care au încălcat regimul de autoizolare. Și vreau să menționez că nu este vorba despre încălcarea regimului condiționată de niște necesități vitale. Am avut și cazuri când persoanele s-au adresat la medici stomatologi. Iarăși, în contextul la ceea ce a menționat și OMS-ul și ceea ce vorbim de fiecare zi deja, autoizolați-vă, respectați regimul de autoizolare. Nu vă expuneți pe dumneavoastră și pe cei din jur riscului de contaminare cu COVID-19. Mai vin cu relatare în contextul unei practici care a luat amploare în Republica Moldova în ultima perioadă, și anume acele teste de laborator care sunt realizate în laboratoarele private. Am avut referite 2 cazuri care erau confirmate pozitiv, adică era vorba despre persoane contaminate cu COVID-19, depistate în cadrul unui laborator privat. Ca rezultat al verificării, vreau să menționez că testele au fost negative. Vorbim de testele realizate în cadrul laboratorului Agenției Naționale Sănătate Publică și vorbim în cazul respectiv de un laborator care este acreditat de către OMS și care lucrează de fapt cu acele teste care sunt aprobate de către Organizația Mondială a Sănătății. Am menționat că îmi pare foarte rău că unele laboratoare private sau clinici private în situația respectivă au găsit așa o găselniță, haideți să-i spun, de a profita pe sănătatea oamenilor. Este mai critic, nu vis-a-vis de acele teste care au fost pozitive și ca rezultat al verificărilor sunt în esență negative. Este problema în acele persoane care în rezultatul testării au primit rezultatul vis-a-vis de faptul că sunt negative, dar în realitate pot fi purtătorii acestui virus și pot în cazul respectiv reprezenta un risc pentru sănătatea lor, dar și pentru un risc pentru cei din jur. De aceea vom întreprinde măsuri și în acest context și eu înțeleg că vorbim de mediul de afaceri, dar afacerea nu trebuie să fie făcută în detrimentul sănătății oamenilor. Și mai vin încă cu o informație în contextul asistenței medicale urgente prespitalicească, care este asigurată prin intermediul serviciilor prestate de către CNAMUP sau cum, dacă e să vorbim mai simplu, este vorba despre serviciul de ambulanță care este realizat la domiciliul persoanei atunci când se apelează serviciul 112. Pe parcursul zilei de ieri, deci am avut în termen de 24 de ore, 2307 solicitări a ambulanței. Și vreau să menționez că în cazul dat, transportați cu suspecție la COVID, au fost 71 de pacienți. Dar nu aceasta este esența. Esența constă într-aceea că
Foarte mulți dintre cei care apelează, cunoscând că există codul roșu pentru apelurile atunci când există cazuri suspecte de infecții cu COVID, oamenii sunt ingenioși și atunci când apelează serviciul 112, menționează că sunt printre suspecți sau chiar infectați cu COVID-19. Clar că ambulanța într-un regim prioritar vine. Pe lângă acest regim prioritar, vreau să vă zic că există rigorile de protecție individuală pentru echipajul ambulanțelor. Oamenii se echipează, oamenii vin corespunzător la domiciliul persoanei ca ulterior să le se invoce ca au tensiuni sau alte probleme. În primul rând este lipsă de irresponsabilitate din partea persoanelor date, pentru că eu am menționat că fiecare ambulanță trebuie să fie chemată doar în cazurile în care cu adevărat o persoană are nevoie de asistență medicală prespitalicească și fiecare medic este de valoare actualmente pentru că trebuie să se concentreze cu adevărat pe necesitățile celor care au nevoie de asistență calificată a medicilor. De aceea vin cu un apel către cetățenii Republicii Moldova. Ajutați-ne să vă salvăm. Ajutați medicii prin responsabilitate și prin respectarea acelor îndrumări care vin de la medici. Noi vă mulțumim foarte mult, sănătate tuturor și revenim deja pe parcursul zilei de astăzi cu date actualizate. Mulțumim, domnule.